După 7 ani în care a mânuit cu brio condeiul și a trecut sticla micilor ecrane în diferite emisiuni pe care le-a realizat la o televiziune locală din județul Hunedoara, Iulia Nistor, mama a 2 copii, a decis că este momentul să îmbrace haina statului. Astfel, tânăra s-a încadrat recent în cadrul Serviciului Investigații Criminale, structura Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, iar astăzi a demonstrat că știe să mânuiască bine și arma, alături de cei peste 50 de colegi recent încadrați în sistem. Vreme de 7 ani, Iulia Nistor a făcut parte din breasla jurnaliștilor hunedoreni, scriind pentru unele publicații din județ și realizând emisiuni TV. Treptat, Iulia a decis că este momentul să-și schimbe profesia, alegând de data aceasta să îmbrace uniforma de polițist, deși, în viziunea unora, condeiul poate reprezenta o armă mult mai dură decât un pistol. Se pare că te descurci la fel de bine precum te-ai descurcat ca și jurnalist, la fel ca și polițist. Cum a fost această trecere de la meseria de jurnalist la cea de polițist? Trecerea a fost una surprinzătoare, inclusiv pentru mine, dar consider că rezultatele sunt foarte bune. Începutul este promițător. Consider că m-am descurcat bine cu pixul, cu microfonul în mână și sper să mă descurc la fel de bine și pe partea aceasta. Sentimentul e unul de mulțumire și, de fapt, scopul acesta este să aduc un beneficiu în comunitatea în care îmi desfășor activitatea. Peste 50 de polițiști din diferite structuri ale Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara, vorbim despre structuri din stradă, structuri operative, precum polițiștii de ordine publică, cei de poliție rutieră sau investigații criminale, dar și structuri de suport, precum serviciul logistic sau serviciul cazier. Toți acești polițiști au fost încadrați ca urmare a promovării examenelor din sursă externă în rândurile polițiștilor Inspectoratului Județean de Poliție. Prin urmare, au beneficiat de anumite stagii de pregătire teoretică și practică. Activitatea de astăzi a inclus instrucția tragerii cu armamentul din dotare și a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar și de suportul de specialitate al polițiștilor din cadrul Serviciului de Pregătire Profesională, care gestionează această linie de muncă.